Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:45. Hai să fim mai puțin pe relaxare. Uite, să fim pe muncă, să vorbim, prieteni, despre primul job. Primul loc de muncă. La radio. Slujbă pe care ați avut-o la tine, da? La mine, da. În fabrică. Primul job. 0372069599. Cum a fost? Ce te-a impresionat? Ce ți-a rămas în cap după primul job? Și care a fost ăsta? Aș vrea să pornesc de la... Mi-a tras atenția o postare de pe Reddit. Este un puș care începe facultatea anul acesta și se gândește că îi va trebui un loc de muncă. Pentru că spune că, mă rog, cum zice, am nevoie de bani, că nu, plânge stomacul uneori și de ceva vreme planetarele de pe mașină bag ca toaca la mănăstire. Și zice așa, eu aș vrea să mă angajez din mai multe motive, spunea, și a căutat de muncă, a fost mințit, s-a, mă rog, nu l-au plătit și până la urmă zice, eu aș vrea să mă angajez. De ce râde lumea de angajații de la McDonald's, KFC, orice fast food? Adică știu că nu există un sondaj național care să-mi spună statistic faptul că ceva haralambie din Suceava, bla bla, nu și are opinie proastă despre un job în fast food, dar când îmi zic în sinea mea lucrez la Mac, mă ia cu gândul tipic românesc de ce o să zică lumea. Și urmează un val de comentarii, puștul este încurajat, dă-i drumul, lucrează, nu te gândi la ce spune lumea, dar știți ce? În țara asta puțin dintre studenți, dintre studenții și elevii români muncesc în timpul studiilor, doar 2,5% dintre studenți muncesc în timpul studiilor, în timp ce media europeană este de 18%. În Olanda, proporția este de 50%. Asta este un studiu prezentat de președintele Federației Industriei Hoteliere din România, Călin Ile. Și știm, de exemplu, vedem în filme, și dacă avem prieteni în Statele Unite, știm că de obicei, peste vară, tinerii se duc și lucrează undeva. Este o experiență bună, învață disciplina muncii, învață să-și câștige propriul bani. Eu am avut primul job de genul ăsta în clasa a noua și singurul, de altfel, în afară de presă. M-a trimis tata, am avut un derapaj masiv, gen n-am descoperit biliardul. Știi ce zic? Când eram în liceu în clasa a noua și m-a trimis ca să învăț ce e munca. Era un angro aici, în nordul Bucureștiului, și îl cunoștea el pe cel care avea acolo un bar de ăsta, o cârciumioară. Și ăla m-a pus în fața, deci la intrarea în complex era un frigider cu sucuri. Și eu vindeam suc de la frigider. Mie mi-a plăcut foarte mult. Asta adică gen, în prima zi mi-a venit o fată seara și mi-a zis că am bătut recordul de unități vândute, sticulanțe de alea. Și eu deja din ziua a treia am învățasem și am atârnat despăcătorul pe ușă și citeam gazeta sporturilor și veneam oamenii și mie un suc. Și eu ziceam, luați dumneavoastră care vă place, care e mai rece, mai... Da. Și... 0372069599. De ce Dumnezeului i-ar fi cineva, i-ar fi cuiva rușine să muncească, mai ales când nu are niciun fel de experiență? Prima dată, de ce să-ți fie rușine să te duci să lucrezi undeva? De ce te-ar interesa ce spune lumea? Ok, și dacă vinzi hamburgeri, asta nu e o muncă cinstită? Ba, și dacă vinzi hamburgeri și vine un coleg de-al tău de facultate, ce? Îți cade cerul în cap? Care-i problema? Muncești cinstit. Nu ești băiat de bani gata. Ba chiar mi se pare mai rușinos să fii băiat de bani gata. 0372069599. Care a fost primul job? Ce te-a impresionat? Ce ți-a rămas în minte? Hai să vedem, uite, începem cu Ovidiu. Bună dimineața! Salut, Ovidiu! Bună dimineața! Să trăiești! Păi primul meu job a fost la Descopleșiță, se numea. Așa. Adică tăiam cu secera iarba în jurul puieților, în localitatea Comandou, județul Covazna. Vreau și o bicicletă, un first bike. Și tata zice, bă, cât câștigi tu, eu dublez. Ce bun este! Un cașet. Foarte tare! Și te duci, te-ai angajat unde? La primărie? Unde e? Nu, m-a dus el la un brigadier silvic, a vorbit cu el. Uite, vă bag și eu pe Fimiu. Și am, cred că am muncit vreo două luni. Și la un moment dat îi spun, bă, dar ce bună e mâncarea asta. Păi zice, tot aia, mă, care o mănânci tu, doar că acum e muncită. Asta e muncită, da, și tata spune asta. Am văzut o scenă într-un supermarket undeva la mine în comună acolo. Doi părinți care veniseră cu fata lor. Fata lor era adolescentă, cred că în clasa 10-a sau ceva de genul ăsta, peste vară, și voiau să vorbească cu șeful de magazin că voiau să se angajeze peste vară. Și fata a spus că ea vrea să se angajeze peste vară și ei erau toți uluiți. Da, da, știți că nu știm cum să face, cum... Nu contează salariul, contează să muncească. Și fata era ok. Mi s-a părut lăudabil momentul respectiv. 0372069599. Ioan, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Te ascultăm.
Primul job. Job a fost la 17 ani. Da. Manipulare de ciuperci. Manipulare de mure la minus 30 de grade. Unde, domnule? Într-un depozit ceva. Era un depozit unde se adunau murele și ciupercile culese din păduri, pregătite pentru transport în Italia, și a trebuit manipulate din lăz în butoaie. Și la minus 30 de grade, vara afară plus 35, a fost numai fain. Dar de ce te-ai angajat acolo? De ce a fost ăsta primul job? Pentru că am avut o cunoștință care era proprietarul și a plătit foarte bine. În două săptămâni am câștigat cât altul în două luni. Câți ani aveai? 17. Și ce ai învățat din primul job atunci? Ce ți-a rămas în cap? Că nu-i ușor. Nu-i ușor să câștigi bani. Și referitor la dacă ți-e rușine să lucrezi la Mac sau nu, eu acum cu pandemia mi-a scăzut venitul și chiar m-am gândit la un moment dat, am auzit un anunț la TV că se angajează și la salubritate. Se câștigă foarte bine. Se câștigă bine, da. Și e muncă cinstită. Și da, este o muncă foarte respectată în vest. Munca aceasta este foarte respectată. Oamenii depind de lucrătorii de la salubritate și îi și plătesc foarte bine. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Dimineața vă sun. Da? Vă sun de multe ori, când îmi place un subiect, dar aici m-ați nimerit. Eu chiar am lucrat la mic în primul meu job, chiar în terminasem facultatea, părinții nu mai aveau bani să mă susțină facultatea, am vrut să fac și masteratul și aveam nevoie de bani, bineînțeles. M-am văzut la finalul anului școlar, anului studențesc, că trebuie să rămân în Iași și să plătesc chirie. M-am angajat la MEC, a fost foarte ok, am lucrat timp de 3 ani de zile la ei, am primit și o bursă, pentru că ajută studenții foarte mult, dacă ești bun și înveți și procedurile lor, te dau niște teste acolo. Nu este un job, pentru studenții e un job ideal, este ca o armată, da, pentru mine a fost exact ca o armată. M-a format, m-a învățat să faci de toate, de la încasări, burgeri, curățenie, tot. Înveți să te gospodărești. Ce ai învățat? Ce ai învățat din primul tău job? Am învățat proceduri care într-o altă firmă în România nu le-am învățat. Acum lucrez în alt domeniu, lucrez în vânzări și nu am găsit nicăieri procedurile și rigurozitatea pe care o au ei acolo. Cred că l-am învățat să fie ordonat. Auzi, spune dacă ți-ai servit vreun coleg vreodată. Da, bineînțeles, cum să nu. Și chiar mi-au zâmbit și, într-adevăr, la un moment dat poate simți chestia asta că vai, unii au mai mult bani ca tine și tu lucrezi sau unul are un job poate mai bine plătit. Aveam colegi care lucrau în marketing, dar nu m-a afectat, pentru că era un grup foarte frumos de tineri, aveam prieteni, ne-am format foarte mulți prieteni și așa mai departe. Dar mulțumim foarte mult. Aș vrea numai să fac o mică precizare, să nu creadă cineva că facem cumva reclamă la vreun lanț de fast food sau ceva. E vorba de principiu. Am început de la o postare a unui puști care spunea că vrea să se angajeze la un lanț de fast food, dar vorbim de principiu aici. Sigur, conversațional putem pomeni și nume de firme, că nu suntem... Uite, ne-a scris Alin o istorioare interesantă, spune că a lucrat din semestrul 2 în anul 1 în vânzări. Asta am lucrat pentru 12 ani. La finalul facultății eram director comercial, la 28 de ani eram director general al biroului din România, al celei mai mari companii petroliere din lume. În anii de facultate toți se distrau, dar eu munceam. Se uitau câși la mine, că nu stăteam la șpriț cu ei. A meritat fiecare pahar pierdut. Orice job, primul job trebuie privit, cum să spun, ca... Eu așa îl privesc, ca un internship plătit. Te duci, te angajezi, înveți lucruri, pătrunzi în sistem, înțelegi cum funcționează lumea reală și după aceea poți să progresezi inclusiv în interiorul sistemului. Nu trebuie să te aștepți ca la primul job să câștigi, de să rupi, să fii CEO. Nu, dar este un bun început. Teo, mai avem doar câteva secunde. Neața. Bună. Neața. Bună dimineața. Primul job al meu a fost la 12 ani. Așa? 12 ani? Ce ai făcut? Era un cioban la oi. Cioban. Cioban la oi. La 12 ani. Da. Cioban. După aia am crescut. Am ajuns... Lucrez și acum sunt antreprenor, am vreo 4 firme, mă dezvolt, am vreo 17 angajați. Bravo, ai învățat să faci bani. Pumnii. Bravo, ce ai învățat din primul? Ce ți-a rămas în minte din primul tău? Viața grea. Asta. Restul, la primul Ceaușescu, că am prins Revoluția pe mine cu 100.000 de lei, cash. Ți-ai luat elicopter? Da, am luat elicopter, dar mă gândesc, Mercedes am în ziua de astăzi, e clar, da. Super tare. Mulțumim foarte mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.